Elena Popa este food blogger, are o comunitate foarte frumoasă pe Instagram, dar și pe alte rețele sociale și nu este întâmplător pentru că are niște rețete care îți lasă gura apă. În această dimineață este alături de noi, o salutăm cu mare drag. Bună dimineața! Bună dimineața! Și bine ai venit la noi! Bine v-am găsit, cu bine, în acest platou care este foarte călduros, dacă sincer am și uitat că este toamnă. Așa, frumos. Dar cum a fost toamna pentru tine de la început? Toamna pentru mine de la început probabil că a venit așa un pic rapid peste noi, pentru că s-a răcit foarte brusc. Într-adevăr am simțit brusc că a venit toamna peste noi, dar nu-mi displace. Asta este, adică până la urmă fiecare în timp își are frumusețele sale și poate chiar era nevoie de un pic de încetinire, pentru că vara este călduroasă, este intensă. În general, această vară a fost una foarte intensă pentru noi, atât din punct de vedere a, cel mai mult din punct de vedere a lucrului, pentru că s-a muncit mult, s-a muncit intens și la ritmuri așa, foarte alerte. Respectiv, toamna a venit cu liniște, cu un pic de domolire, cu un pic de relaxare, așa că e de bine. Se răsfrânge cumva asta asupra paginii tale și asupra conținutului pe care îl creezi? Sigur, pentru că atunci când am mai mult timp sunt și mai inspirată. Simt că este foarte diferit atunci când fac lucrurile pentru că doar trebuie făcute și atunci pentru că îmi vine să le fac. Este diferit. Elena, deci blogul tău se numește Dor de Bun. Corect. De ce ai ales această denumire sugestivă? Este foarte sugestivă. Ziceam de multe ori că nu cred că puteam să aleg o denumire mai potrivită pentru ceea ce fac. Această denumire a fost aleasă încă atunci când eram în pandemie în Italia. Eram departe de casă și pe atunci nu aveam o denumire anume la pagina mea, se numea doar Elena Popa, aveam gen food blog, Elena Popa și așa mai departe. Și aveam puțini urmăritori și îmi doream deja să încep o creștere mai frumoasă pe Instagram și îmi doream să fac un gen de brand personal, ceva care să se asocieze cu mine, dar să nu fie legat numai decât de numele meu. Și aici început cercetarea, căutarea mea denumirii perfecte pentru ceea ce vreau să fac. Știam sigur că vreau o denumire în limba română. Eram sigură de acest lucru și îmi doream ceva care să fie, nu fie numai decât legat de mâncare strict, să fie ceva legat de emoții, de trăiri și respectiv mi-a venit această denumire. Cred că mi-a trimis-o universul de sus și sunt foarte mulțumită. Aveam, țin minte, că vreo 3 variante, dar totuși cea care mi-a rămas aici la inimioară este Dor de Bun și îmi pare foarte bine. Chiar nu putea să fie o denumire mai bună pentru ceea ce fac eu. Deci nu ai apelat la nicio agenție de marketing, este munca ta. Exact, este pur și simplu un brainstorming singură cu mine. Am luat o foiță și am început să scriu mai multe denumiri și aceasta mi-a tras atenție din start și aici am rămas. Telespectatorii chiar acum văd gustoșeniile pe care le pregătești tu. Sunt multe. Da, sunt foarte multe. Noi nu știam pe care să le alegem. Dar spune-mi, te rog, tu, cum îți găsești inspirația? Mă informez foarte mult, consult foarte multă informație din mediul online în mare parte, fie YouTube, Pinterest, alte platforme. Mă inspir de la bucătari din Europa, din America și așa mai departe. Încerc să fac o cercetare de piață și plus în fiecare rețetă să pun o amprenta mea, adică să schimb, să schimb ceva, să pun propria mea viziune acolo. Și până când iese ceva foarte drăguț. Am eu impresia sau ție mai mult îți place bucătăria mediteraneană? Fructele de mare, peștele? Îmi place, într-adevăr, și probabil pentru că am trăit o perioadă acolo, totuși a lăsat asta o amprentă asupra mea. Plus este și factorul că publicul nostru foarte bine percepe bucătăria mediteraneană, pentru că sunt gusturi cunoscute, sunt produse destul de așa, pe placul nostru, respectiv pe lângă faptul că facem ceea ce ne place nouă, ne gândim să facem ceva care să placă și publicului, respectiv dacă asta place, asta încercăm să oferim într-un fel sau altul. Exact.
tu presupun că atragi atenție la ce spun urmăritorii tăi, la ce le place? În mare parte, da, dar totuși este și chestia mea anterioară. Nu fac niciodată nimic care să nu-mi placă mie. Adică trebuie să-mi placă mie și apoi să mă gândesc să le placă și celorlalți. De obicei, ce fel de recenzii primești? Pozitive, pozitive. Chiar vorbeam cu cineva zilele trecute că, din fericire, am puțin hate pe pagină. Nu știu, din unele puncte de vedere e bine, din alte puncte de vedere se zice că doar atunci când ai mult hate ești în vizorul lumii și înseamnă că ai o popularitate mai mare, dar eu sunt ok așa. Plus... Da, se mai întâmplă uneori cineva zice că uite, eu gătesc rețeta asta în alt fel, dar până la urmă fiecare are dreptul să interpreteze rețetele cum vrea și de obicei evit să, de exemplu, dacă este o rețetă foarte clasică, evit să fac modificări drastice, dar dacă am făcut modificări, mă strădui să nu o numesc în acel fel. De exemplu, am avut odată așa o situație, am făcut o rețetă de ciorbă care se aseamăna un pic cu ciorba rădăuțeană. Dar nu am scris că este ciorbă rădăuțeană, am scris ciorbă de pui, una altă chestie de genul și tot s-au găsit câteva persoane în comentarii care sunt scrie, păi uite că ciorba rădăuțeană nu se face așa și eu acolo scriu. Păi nu am menționat că este ciorbă rădăuțeană, pentru că atunci când vorbim despre rețete clasice, oamenii sunt atașați emoțional de aceste rețete, pentru că le-au mâncat la bunica, le-au mâncat la mama și așa mai departe. Și atunci când văd exact. Că sunt anumite modificări, o iau foarte, foarte aproape de suflet. Așa că din respect pentru aceste rețete clasice, mă strădui să nu le ating. Elena, hai împreună să vedem acum o rețetă luată de pe pagina ta. Sunt curioasă pe care ați ales-o. Da, dacă este clasică sau nu. Hai! Vă propun astăzi să pregătim supă cremă din conopidă. Este o variantă simplă și super delicioasă. Vom avea nevoie de conopidă, ceapă, morcov și, desigur, usturoi, destul de mult. Asta este, de fapt, secretul. Într-o cratiță vom adăuga ulei de măsline și vom săta puțin ceapa, după care urmează usturoiul și morcovul. Sotăm puțin și apoi adăugăm și conopida. Acoperim cu apă și lăsăm să fiarbă până când conopida devine moale. Acum ne vom ocupa de crutoane și am hotărât să rumenesc pe o tigaie grill cu puțin ulei de măsline. După care am omogenizat supa cu ajutorul unui blender și am garnisit-o cu ulei de măsline picant și cu puțin parmezan. Dar, desigur, dacă țineți post, ar fi bine să omiteți parmezanul. Vă doresc poftă bună și pentru mai multe rețete, nu uitați să lași un like! Aceasta nu este una clasică, nu însă este una populară. Exact, este una care, de fapt, este o rețetă care mie îmi place foarte mult și este meniul nostru, cred că odată la 2 săptămâni, îmi place foarte mult conopida, mai ales în această variație. Plus, am și un copil și îi place și ei foarte mult această supă, respectiv chiar o gătim destul de des la noi acasă. Apropo, acum este sezonul conopidei, respectiv, cred că ar fi o variantă foarte bună și pentru cei de acasă să pregătească această supă. Este foarte delicioasă. Absolut de acord. Elena, eu presupun că tu n-a apărut din pod această pasiune, să spun așa. Când ai înțeles tu că gătești gustos și ce ai făcut după asta? Pasiunea față de bucătărie o am de mică. Mereu mi-a plăcut să, în primul rând, să mănânc gustos. Hai să începem de la asta. În familia mea mereu s-a mâncat bine, s-a mâncat gustos. Părinții mei ambii gătesc foarte bine. Chiar mult timp au lucrat și în acest domeniu. Tata până acum activează. Și mama la fel gătește. Bunica din partea tatălui tot este într-adevăr o gospodină desăvârșită și gătește chestii extraordinare. Respectiv, în primul rând, mi-a plăcut să mănânc bine și apoi am început să înțeleg că îmi place nu doar să mănânc bine, dar și să gătesc gustos. M-am conturat mai mult această pasiune, cred că la vârsta de 90 ani, când am început să gătesc primele chestii, clătite, pancakes, chiar și, dacă nu mă greșesc, la 10-11 ani am făcut prima mea pizza. Și îmi plăcea să gătesc, ok, ca orice copil, mai făceam sandwich-uri, omlete, chestii de genul. Apoi, mie îmi plăcea foarte mult să gătesc, dar ideea este că la momentul în care am trebuia să-mi aleg la ce colegiu să mă duc, pentru că nu vreau să rămân doar la liceu,
Dacă sincer, nu îmi doream foarte mult să mă duc să fac tehnologie alimentației publice, pentru că în capul meu era așa o idee că dacă te duci să înveți alimentație publică, trebuie să te duci să lucrezi în restaurant. Dar eu nu-mi doream acest lucru, pentru că eu mereu eram o persoană foarte creativă și respectiv simțeam că nu este locul meu între patru pereți în bucătăria unui restaurant. Și respectiv nu foarte mult mi-am dorit, dar la insistența tatălui am hotărât să merg să fac aceste studii. Și pe parcursul în care făceam studiile mi-am dat seama că am îndrăgit foarte mult acest domeniu și plus mi-am dat seama că există și altă cale, nu doar partea de a lucra în restaurant ca bucătar, tehnolog sau etc., dar este posibil să mergi și pe partea asta de creativitate, media și mi-a legat viața de, hai să zicem, tot ce înseamnă gastronomie în zona media. La vârsta de 20 de ani am făcut prima emisiune culinară și apoi deja am lucrat o perioadă în televiziune ca bucătar, apoi am trecut pe partea de creare de conținut, tot în bucătărie. Da. Este dificil pentru tine să faci acele cadre care să capteze atenția publicului, pentru că și aici este un șiretlic. Sigur, este un șiretlic și vreau să vă spun că în ultima perioadă publicul a devenit tot mai pretențios, tot mai greu de uimit, pentru că, într-adevăr, tehnologiile în fiecare zi evoluează, a devenit tot mai ușor să faci filmări acasă cu un simplu telefon, este foarte accesibil acest lucru, plus sunt foarte multe tutorialuri pe internet. Oricine are dorință poate să se învețe să facă un video care este drăguț. Aici deja foarte mult contează să faci o analiză mai profundă și să încerci să înțelegi ce vrea să vadă telespectatorul sau publicul care privește acel video. Într-adevăr, merge vorba despre cercetare, despre psihologie, despre un pic de analiză și nu este ușor, cât de banal nu ar părea. Într-adevăr, cum ziceam, este tot mai greu să uimești, pentru că suntem în era digitalizării. Dacă observați, videourile devin tot mai scurte, tot mai colorate, tot mai cu cadre care se schimbă tot mai rapid. Atenția este foarte greu să o captăm. Poate este bine, poate este rău, nu știu, o să vedem probabil efectele acestui lucru în câțiva ani. Dar da, este. Eu personal simt acest efect. Ceea ce înainte puteai să captezi atenția oamenilor cu videouri mai lungi, cu cadre mai desfășurate, acum este foarte complicat. Trebuie să apelezi la diferite șiretlicuri și dacă sincer, chestia asta nu mereu îmi place, pentru că da, apelez și eu la anumite trucuri pentru a capta atenția, dar sunt unele care, de exemplu, nu cred că vreodată aș apela la ele, pentru că nu coincid cu valorile mele. Eu vreau să spun că doar cei care nu fac conținut spun că este ușor. Așa da, că da, tema asta cu, știi cum acum toți, că iată, că persoanele publice, că influencerii, da, că bloggerii, da, că atât este de ușor. Eu mereu zic, încercați. Încercați, pentru că el nu este ușor doar din punct de vedere că în momentul în care tu te duci la un job, să zicem, da, și să zicem, câți oameni au capacitatea de a lucra fără a avea un șef care îi ghidează sau care îi urmărește din spate. Adică, hai să zicem, noi oamenii tindem să nu facem nimic atunci când nu ne vede nimeni sau când nu suntem ghidați de nimeni. Și a găsit puterea interioară de a te organiza și de a face lucrurile din propria dorință este destul de complicat. Cum te ajută familia în acest parcurs? Mă ajută foarte mult. În general, blogul meu a crescut frumos din momentul în care am ieșit în concediu de maternitate și datorez acest lucru, desigur, și susținerii familiei, pentru că a fost mămica mea care m-a ajutat foarte mult cu fetița, susținerea soțului. Într-adevăr, pentru că la început nu știam în ce o să crească tot acest lucru, era pur o pasiune, o chestie pe care o făceam pentru că îmi plăcea. Și apoi deja am văzut și o perspectivă de creștere și o posibilă, așa să zicem, ocupație pentru mine pe viitor. Adică a fost o chestie care a venit de la sine. Și cu siguranță, dacă nu avea să am susținere, nu avea să le reușesc pe toate, pentru că
Atunci când ai copii mici, lucrurile sunt destul de complicate și poate reușeam să fac anumite chestii, dar nu cum le-am făcut eu, pentru că au fost perioade în care într-adevăr am muncit foarte, foarte intens, zile la rând și erau multe filmări, multe proiecte. A fost și este interesant. Și este interesant, anume că e interesant. Într-adevăr, este foarte interesant. Da. Deci, anunțăm încă o dată, telespectatorii pot să te urmărească pe pagina Dor de Bun. Exact, și cea mai mare activitate o am pe pagina de Instagram. Așa, și să găsească inspirație. Sigur, cu siguranță o să găsească ceva pe gustul lor.